Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro, eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă ajut să rezolvați problema cu activarea și licența Windows-ului pentru că în ultima vreme au apărut foarte multe probleme la multă lume cu chestia asta deoarece în momentul în care ați instalat Windows-ul, ați chemat pe cineva, v-a instalat Windows-ul și prin metode cunoscute de l-a activat a avut Windows-ul probabil activat până acum ceva vreme și în partea dreaptă jos vă spune activați Windows. Când dați să activați Windows nu merge pentru că cheia voastră de produs nu e bună și trebuie să cumpărați o licență. Eu am cumpărat acum 5 minute, să zicem, o licență cu 20 de lei, 4 euro. O să vă arăt și vouă cum am făcut, este foarte simplu, toată treaba a durat, nu știu, 2-3 minute. Uh, și o să vă spun și care sunt pași. Uh, prima oară, mergeți pe site-ul uh, Premium CD Keys. Uh, am intrat pe software. Aici la software trebuie să vă uitați atent pentru că sunt licențe de Windows Pro uh, Retail da? și licențe OM. Astea retail sunt un pic mai scump, asta OM sunt mai ieftine. Treaba cu OM este că nu poți folosi decât pe un PC și la revedere nu mai poți folosi licența. Dacă folosești retail și să zicem se învechește PC-ul tău, poți să renunți la licența, să ștergi licența de pe PC-ul și să o folosești pe un nou PC. Cam asta e diferența, adică asta retail este reciclabilă, asta OEM este de unică folosință. Se poate folosi doar cu placa de bază pe care o înregistrați. Eu mi-am făcut un PC nou și acum am nevoie, bineînțeles, de licență. Am ales să nu cumpăr licențele alea scumpe din magazin și uh, am venit să cumpăr o cheie aici. Nu trebuie activat prin telefon, nu trebuie absolut nimic. Uh, 4 euro, îi plătești, îți trimite cheia prin e-mail. Mi-așa mi-a trimis-o. Uh, am plătit prin PayPal. Plătiți prin PayPal pentru că este mai sigur așa, sau dacă la... Uh, să zicem, banca voastră, în aplicație aveți posibilitatea să creați un card de unică folosință. Se poate face și asta, creați un card de unică folosință și îl folosiți doar în momentul ăla, doar pentru plata aia și după aceea o să dispară, nu o să mai fie valabil. Asta dacă vă temeți de ceva. Eu, sincer, am plătit prin PayPal ca să nu mai am niciun fel de problemă. Bineînțeles, puteți să plătiți și cu cardul dacă vreți, iar nu este niciun fel de problemă mai departe, băgați în coș, bineînțeles, eu nici măcar n-am dat adresă, n-am dat, nu mi-am făcut cont, adică am dat niște date de facturare acolo, dar nu mi-am făcut cont să, cu e-mail și cu nu știu ce. Am dat e mail am debifat că nu vreau să primesc știri și toate alea, știți și voi, ca să nu mă nebunească cu chestiile astea. Și am primit prima oară mailul ăsta, că comanda a fost, am cumpărat cu succes treaba asta, licența, și după aceea am primit cheia, practic, e asta de jos aici, am blurat un pic ca să nu se vadă, bineînțeles, pentru că am plătit-o. Veți primi și voi ceva asemănător, după aceea, bineînțeles, urmați rutina normală, intrați în setări, acolo în setări o să aveți. Windows-ul nu este activat, trebuie să-l activați. Apăsați pe activare, o să vă zic că cheia nu e bună. Băgați noua cheie și Windows-ul va fi activat fără niciun fel de problemă. Eu am mai cumpărat licențe de genul ăsta, am cumpărat și de pe Mac și de pe alte site-uri, dar cu licențele le-am apus să activez prin telefon. Nu e greu nici așa, dar e mai bine să meargă direct, să nu mai fi nevoie să faci prin telefon și plus că asta a fost și ieftină. Pe site-ul ăsta găsiți nu numai licențe de Windows, văd că găsești și de Office, care este destul de ieftin. Uite, un Office 2019 Profesional Plus e 9 euro, unul 2021 Profesional Plus este 20 de euro, adică prețuri mult mai bune decât găsim în magazin. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!